Constructorul desemnat câștigător a preluat amplasamentul drumului județean 593C Șagës în Mihaiul Român DG 591A în vederea începerii lucrărilor de modernizare. Drumul județean va reprezenta o nouă cale de acces între cele două localități periurbane, parte din centura mică a Timișoarei. Investiția va determina reducerea traficului din zona de sud a orașului. Finanțarea va fi asigurată în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini, suma alocată fiind de peste 15,5 milioane de lei, alți aproape 400 de mii de lei urmând a fi alocați din bugetul propriu al CG Timiș. Și acest nou drum, la fel ca și celelalte proiecte de modernizare și reabilitare pe care le avem în vedere pentru acest an, vizează creșterea siguranței participanților la trafic și sporirea mobilității de deplasare pentru toți timișenii, transmite președintele CJ Timiș Alinica. Conform soluției tehnice alese, noul drum va începe din extravilanul localității Șag și va continua până la intersecția cu drumul județean 591A, însă Mihaiul Român, lungimea totală fiind de 6,53 km. Vor fi executate și două sensuri giratorii noi în punctele de pornire din cele două localități. De asemenea, se va moderniza trecerea la nivel cu calea ferată pe care drumul o traversează, inclusiv zona de acces și se vor monta dale elastice între linii. Proiectul mai include realizarea acceselor la proprietăți, a unor podețe și a trotuarelor pe secțiunea reabilitată. Durata de execuție va fi de 8 luni de la data emiterii ordinului de începere.